este ora 4. Domnește liniștea și pacea. Poze! Poze! Rude? Cine este acesta? Cu asemenea iscoade netrebnice, nu e de mirare că toți ni se urcă în cap. Acesta este voinicul cel voinic. Un inamic foarte periculos. Declarat război. Nu. Și tocmai de asta este periculos. Încearcă să ne dejoace toate proiectele militare, tocmai acum. Când arma secretă, inventată de însuși împăratul nostru, e gata. Ura, ura, ura! Lăsați entuziasmul acesta pueril. Cine este acesta? Ești concediat. Dar n-am spus nimic. Dar ai să zici și ai să spui o prostie. Acesta este zmeul cel mai zmeu. Un agresor foarte periculos va face tot posibilul să afle secretul armei secrete și să o folosească împotriva noastră. Prindeți-l! Dați-mă jos! Nu mă lăsați! Să mă prindă, dacă o știi. Și de-or putea. Spar galacului oglindă și pornesc pe urma ta. Ura mea pe-ascuns-i paște, chipuri mi schimbând mereu. Dacă nu te-o recunoaște, te voi recunoaște eu. Iată-ne legați de soartă, să împărățim un greu destin. Să fugim! Nu-i nicio ardă. Să urim! Și mai puțin. Prin război și fără de lege o să-i macin zi de zi. Uite, nu pot înțelege dragostea de-a nimici. Doar prin lupte nu-mi desface, unul să piară din doi. Trupul, mintea mea vor pace. Lasă mintea vreo război. De-acum n-o să mai răsune cântece de piază rău. O să fie pace în lume. N-o să fie. Vei vedea. Le soldat, le gendarme. Le canon, le soldat, le jardinier. Oh non, ma petite! Mon Dieu, mon Dieu! De-te la o parte. Le jardinier est l'homme qui travaille dans le jardin. Bon, lui, par exemple. Le gendarme est l'homme qui garde le palais. Qui est te cunosc de undeva. De unde te cunosc eu, mă? De unde? Sunt grădinarul Mariei sale. Ah, da, da, desigur, desigur. Când încep să bănuiești, ajungi să înnebunești. Fata, Antif! Ajungi să înnebunești. Băi! Le gendarme.
Come on! Băi, tu semeni cu ăsta. Hmm? Nu cred. Păi dacă spun eu, no. Pe cuvânt de onoare, noroc că nu semeni cu ălălalt. Ia uite ce urât e. Care va să zică m-a bărfit? Ba mai mult, ți-au afișat și poza. Publicitate vulgară! Acest eu cântăresc de la muzică ușoară, eu sunt zmeu cel mai zmeu! Cel mai zmeu dintre zmei! Nu țipa, că știu! Se pare că împăratul n-a aflat încă. Da? Atunci de ce vrea să te distrugă? Zice că are o armă secretă cu care vrea să te doboare și să cucerească lumea. Ha, ha! Visuri nebune! Eu sunt mai modest. Eu nu vreau să o cuceresc ceea ce este puțin posibil, pe urmă să o distrug. Ceea ce e perfect. Și care e secretul armei, dragă? De unde vrei să știu dacă e secretă? Secretă, he? E, o să-l aflăm, dragă verisoară, că da, există secrete ca să fie descoperite. Cred că o să-i fac o vizită amicului. Toate intrările sunt păzite cu strășnicie. Zi ceva, dragă verișoară. Nu. Cred că am să fac ceva ce n-am făcut niciodată. Ce? O să gândesc. Ei, da. Am să arăt lumii întregi, dragă verișoară, că zmeu cel mai zmeu poate să-și pună și capul la contribuție, dacă are chef. Ai văzut? Ratare! Pum! Pum! Măria ta! Pum! Augustate! Luminăția ta! Ce mare sfetnic! Ai venit să mă feliciți? A fost divin, magnific! O asemenea explozie n-a mai existat! Ești un prost, micule sfetnic! Experiența a fost submediocră! N-am aruncat în aer decât o casă! Deci nu valorează nimic! Ba, valorează! 11.760 de galbeni și 50 de gălbenuși. De unde știi? Era casa iubitei mele. Lasă că-i faci alta. Nu mai e posibil. Dânsa era în casă. Mai bine, ai scăpat de o cheltuială. Uite ce-l preocupă pe el! Acum când trebuie să pornim un război! Așa e el. Nu-l preocupă decât problemele personale, meschine! Șoareci. Extraordinar, maestate! De neînchipuit! Celest! Dar cum e posibil să faceți asemenea lucru, maestate? Ah! Te face să visezi! Gata! Du-te și visează! Lasă-mă face! R-M-A-S-E, C-R-E-T-E Ma secretă. Poziția. Desigur, Augustate. Sau mai bine să schimb calibrul focosului. Și mai bine, Augustate. Sau și una și alta. Cel mai bine, Augustate. 2-8 Dacă ești drăguț, așa cu spatele, așa, stă mult mai bine, așa, e, mă cam enervezi, știi? Tata, așa nu se mai poate, dar nu mai am cu ce să mă îmbrac. Păi mi-au rămas toate mici. Fata mea... Nu te-am mai văzut din anul... Din anul... Când aveai 3 ani? Ți-am promis un foc de artificii, da? Hai, vino la fereastră, fetița mea. Vino să-ți arăt un foc imens de artificii.
Cred că am găsit o țintă convenabilă. Extrem de convenabilă. Uite de aici, uite, aici, aici. În mijloc e casa mea, maestate. Ah, cel mai convenabil. Ce-și face omul cu mâna lui e bine făcut. Apasă aici. Cu degetul? Nu, apasă aici, aici, apasă. Trei din două lovitură! Progresul e remarcabil. Ți-a plăcut? Mai bine mi-ai fi dat mie banii ăștia. Ia uite! Dă-te jos! Dă-te jos! Dă-te jos, imediat! De când o să spun să nu te mai ridici cu picioarele pe scaun? Dar când te-ai făcut atât de mare? Asta-i dragoste la prima vedere! Bă, tăi, da? Tu trebuie să te măriți? Și pune ceva pe tine, nu mai umbla atât de dezbrăcată! Chiți, ceea ce simt eu se numește dragoste la prima vedere! Mai bine mă deghizam în pisică! Cine a fumat? Nimeni. Cine să îndrăznească, maestate? Atunci de ce iese fum? Gândim, maestate. Gândim. Cu cine să ne mai războim? Țările din jur au fost cotropite. Granițele împărăției au ajuns la țărbunile mări. Colegul meu omite, ca de obicei, o idee interesantă. Să ne batem cu marea. Va încerca... Și Calica... Caligula, dar fără rezultate satisfăcător. Și apoi am risca să ne udăm. Ai dreptate. De ce să greșim azi ce se poate greși mâine? S-a tăiat mai oreza. Gândiți. Dacă trebuie să gândiți, gândiți. 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 Gândiți! Simt ceva nesuferit, mă apasă o angoasă, nu cumva m-oi fi prostit. Cred că m-am îndrăgostit de frumoasa, de frumoasa, de frumoasa. Ce se aude dacă suntem spionați? Cu amatorismul de care dă dovadă marele sfetnic, nici n-ar fi de mirare. Câș, cioroi, nenorocit, câș! Criș! Criș! Du-te mai bine! A dat drumul la ciori. Va veni vreo idee? Tot eu, săracu! Tot eu să vă găsesc soluția! Tot eu! Păi ați uitat că fiica mea trebuie măritată? Facem nuntă sau război? Și una și alta, nătărăule! Că unde-i bal, este și păruială! Dăm sfoară în lume că frumoasa-și caută un mire, ori să se înghesuie pretendenții, ea nu să-și aleagă decât pe unul dintre ei, iar cu ceilalți avem motiv de război! Păi ce motiv avem? Că n-au luat-o de nevastă și că ne-au jignit. Mă jur aici pe fereastra împăratului că frumoasa va fi numai a mea, numai a mea, numai a mea. Anunțăm în toate cele patru colțuri ale lumii, admițând că pământul este pătrat, că în ultima duminică a acestei luni
Domnița cea frumoasă își va alege un mire. Concursul va avea loc la curtea împărătească și va fi urmat de dans și tombolă. După primele evaluări, împărăția aceasta pare foarte bogată. De aceea, sfatul nostru este să vă căsătoriți cu fata împăratului. Ca să vă dăm un singur exemplu, cantitatea de clorofilă din plante este între... Cât mai până la masă de prânz? Un ceas în cap, excelență. Oh. Ce repede trece timpul. Să vină masa! Mai pune, mai pune, mai pune o ciorbă, o fleică, o turtă. Îmi place aici să răsune la mine, la mine în burtă. S-aud cum alunecă toate în burtă pe nemestecate. O ciorbă, o fleică, o turtă la mine, la mine în burtă. La strugul 15%. Ce se aude acolo? Ei, voi de acolo! Ce căutați aici? Ce? Întrebarea și-ar avea rostul dacă aș spune-o eu. Dar de când a ajuns veneticul să-l întrebe pe stăpân ce caută în casa lui? Așa, așa e! Te înșeli, amic! Greșești! Proprietar peste tot ce-ți vede ochii strâmbi nu e altul decât stăpânul meu! Mare împărat, gâtlej uscat! Așa e! Gâtlej uscat, stăpân! Așa e! Pentru că ești atât de prostănac, poftim un dar din partea mea. Vrești! Merci! Chicoia, bravo! Chicoia, bravo! Vă rog să pui șor, mic. Gâl, 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 cu gâlcea dună, culcați cadele și rete, numai cum auzi cum sună, parcă ți se face sete, parcă toarnă cu gâlea ta. Bei și bei și bei și bei, bei și bei. Și nu ești gata. Stai! Stop! Eu zic să sărim peste protocol și trecem direct la chef. Stimate concurent, decât să ne urim, nu-i mai bine să chefuim? Că bine zici! Ca niște împărașe se respectă, să lăsăm oștrile noastre să se lupte între ele și noi să stăm la masa tratativelor. Da. O tărie pentru ca să mă... Gata. Păi ce căuța aici? Nimiciți nimicul pe el! Și voi? Voi! Ce așteptați? Păi! Luptați pe la ură! Păi! Frate Bojule, aș vrea să spun ceva. Spune, spune. Da. Mi-e rușine. Haide, spune, că la chef mergi câte una mai deocheată. Hai să ne înfrățim, frate Burda. Să uităm o cara ce nu aducem de secole. Să cooperăm. Frate Gâdăș, ca să fie între noi pace veșnică, hai să o luăm împreună de nevastă pe fata împăratului.
Da, dacă este să cuvine, nu o să ne iasă vorbe. Dar noi nu avem un scop erotic, ci unul strategic. Păi gândește-te puțin, dacă punem la oaltă. Împărăția, da, cu a ta. Și cu ce mai luăm de la împărat, o să stăpânim lumea întreagă, frate Gâdleș. Lumea întreagă! Tu ține apărat stăpânim lumea, numai bine pe dreptul? Țin! Dacă nu o să o stăpânim noi, o să o stăpânească alții! Bine, da, nu... Bine... Maria sa Morgov a fost penalizat cu 15 puncte. Urmează a doua încercare. Vă mulțumesc. Care e? Asta e! Și care mai e? Care? Asta e! Care mai e? Îmi place băiatul ăsta. Bravo! Are nerv! Ăsta e cine care trebuie mie! Așa, băiete! Dă-i, dă-i! Omoară-i! Încearcă să le abase atenția în timp ce noi să intrăm în laboratorul împăratului. Și eu ăsta! Te-am văzut! Al doi să-i sală, Ghimțu! Ușurel, ușurel, hai cu tata, hai cu tata. Ce frumos e! Uite că-ți place el, hai! Gata! Hai, hai, hai! Nani, băiatul! 25 de puncte pentru Maria sa, Morco, care astfel a trecut în fruntea clasamentului. Urmează! Urmează cea mai importantă probă, recitarea. La această probă, punctajul se socotește dublu. Recitare? Ce-i asta? Recitare? Păi, adică să spui versuri pe din afară. Primul concurent, Maria sa Morcov, Craiul Frunzelor. Pardon? Frumoasă! Pentru Frunzele o să facă multe puncte la recitare. Păi ce facem cu el? Frumoasă, în privirea împătrunzătoare, ești mai frumoasă ca un soare. Frumoasă, așa pe aici. În privirea împătrunzătoare, succes! Ești mai frumoasă ca un soare. Trumbun! Mulțumesc! Frumusețea ta de lume... S-a retras? Nu înțeleg! Cuna, nu cred! Nu pot să cred! Dar avea toate șansele! Urmează Maria sa Burtă Verde, Craiul Consenelor. Ce ne zici după mine? Bine, ne-am asociat. Ce-i cu ăștia? S-or fi înscris la dublu. Frumusețea ta, după gustul rafinat, nici nu se compară cu cârnata fumasă! E superior și de preferat unui vin vechi și bine aromat! O găină dăruită în tigaie este mult mai tare decât vinul din butoaie! Banu e! Bada! Banu! Bada! Banu! Bada! Banu! Bada! Idioți! Idioți! Idioților!
crai burtă verde și gâtlej uscat. Ce înseamnă asta, domnilor? Asta este nemaipomenit. Vom fi silit să chemăm pompieri. Repet apelul. Vă rog, părăsiți arena, domnilor. Păi ăsta-i voinicul. Suflet ales dacă ai avea pe cătești de frumoasă. Ai înțelege, Lira mea. Pracinica și-a creat. Datorii snobilului crai că-mi văd iubirea de departe. Însă pe-un dar ce căpătai, chin dublu rab că ce departe. Visez, fai pe meu. Dar visul-i singura tărie. De aceea în spuma azurie din depărtări, cu sete sufletul te caută. Prințesa mea, îndepărtată. Cine-i tânărul? Grădinarul Măriei tale, un băiat foarte simpatic. Grădinarul Măriei mele? Cum și-a permis? Pe el îl vreau ca mire și pe nimeni altceva. Cine a participat? Este un om simplu, din popor! Din popor! E voinicul cel voinic! Arestați-l! Nu, dar dacă-i face ceva, eu mă omor! Nu, arestați-l! Ba nu! Ba da! Ba nu! Ba da! Arestați-l! Ba nu! Taci! Cine este împărat aici? Eu sau tu? Arestați-l! Nu! Să fie necat! Îndată! Îndată sau în apă? În apă! Și îndată tu vei fi retrogradat! Nu! Mare sfetnic, vei fi mic! Un pitic într-un ibric! Un nimic! La apă cu el! Să piară, voinicu! Să piară, voinicu! Să piară! Voasă! În privire împătrunzătoare, să piară voinicul, să se arăcești, avem nevoie de aici, caute soare, suntem să trăim și fără voinici, pe jungele antunea nu pune să piară voinicul, niciodată, voinicul. Frumoasă, în privire împătrunzătoare, strălucești mai tare ca un soare. Unu, doi, trei! A venit momentul să intru în scenă. Ia uite cine aici. Parafițe, urmează-mă în tăcere. Hai, hai, ce crezi că e glumă? Feții mei, eu vă iubesc pe toți și v-aș dori ca tineri. Da, dacă nu se poate... Alo, Smeu! Cei? Fiți sumiți! Dacă țineți la viața aceste inocente, dați-vă la o parte, că n-am loc să declarez! Dați-vă la o parte! Era al nostru! Îl aveam în mână! Da! Dar pierdeam un adversar! Război! Avem motiv de război! Feții mei, urmați-mă în acest război crunt în care voi experimenta arma mea secretă! Celui mai viteaz îi voi acorda mâna frumoasei, celorlalți o cotă parte din averea zmeului! La următorul concurs vom suprima... Proba de recitare! Vom vorbi la luptă noi, la război, la război. Și pe zmeu lovirii, orice-ar fi,
mereu știe când ajunge spațiul lumii pentru noi. Cum să stăpânească lumea, că doar asta vrem și noi. Să vedem cine-i mai tare la război, la război. Să vedem care pe care, hai război, hai război, hai război, hai război. Era minunată. Visez sau sunt tras? Ești tras, voinicule. Ce caut aici? Am avut un vis îngrozitor. Toate s-au întâmplat cu adevărat. Am ajuns pe lumea cealaltă? Am salvat eu. Îți eram datoare. În sfârșit a venit și clipa, acum să-ți mulțumesc. Tu cândva, neînfricat, m-ai salvat, azi te răsplătesc. O gâză eram și-am văzut un bondar grotesc neînduplecat. Semăna cu un zmeu și m-ar fi ucis, dar viața tu mi-ai salvat. Ține acest fluieraș. Când ai să fii la Ananche, cântă din el. Am să te apăr și am să te susțin. Dacă nu ai relații, poți să fii tu cine ai fi. Îți mulțumesc, sână frumoasă și milostivă. Mă duc să împiedic războiul și să o caut pe aleasa inimii mele. Mergi cu bine. Mergi cu bine. Cu bine. La revedere. O sândit am fost pe pare, să zăcem într-un mare, stăm închiși, vai, fără vină, fără tignă și lumină. În beciul zmeului, în gara călăului. Chiar că îmi place un bărbat ca mine, fii sinceră. De fel. Nu-i nimic. Mi-ajunge că-mi place mie o nevastă ca tine. S-o crezi tu. Adică nu vrei să fii nevasta mea? Bineînțeles că nu. Păi... Te iubesc. Te iubesc. Și vreau să te fac stăpâna lumii. Mă lasă rece. Îți cumpăr tot ce dorești. Bijuterii, blănuri, tot ce... Un bărbat frumos. Urâtule! Urât, neurât, ai să fii nevasta mea de voie sau de nevoie, te iubesc! Te iubesc! Lasă-mă! Te iubesc! Cine ar fi
crezut că o mânuță atât de firavă să... Cine ar fi crezut? S-a umflat? Nu chiar atât de tare cât aș fi dorit. Te iubesc. Te iubesc. Dacă îmi dai tâmper, mă omor. Ieși imediat din camera mea. Da, da, sigur că da. Ieși imediat. Ieși afară. Da, sigur, imediat. Ieși, ieși, ieși. Cine te-a învățat să dai buzna peste o femeie? Să ies. Mă omor. E cu teacă. Bombonita, lupe, noi, la război. În privirea încurajatoare, ești mai la frumoasă? Nu. Frumoasă. În privirea încurajatoare, ești mai frumoasă ca un soare. Ah, strașnică partidă am să mai fac. Dacă numai curtea castelului este atât de mare, cât de întinsă trebuie să fie împărăția. Frumoasă! Privirea la pătrunză, da! Am plecat la lupte noi, la război! La război! Și am ostenit de tot, nu mai pot! Nu mai pot! Că și drumul ne omoară și am ajuns ca mai de noi. Simți că vine să te satul și de drum și de război. Parcă ne-am pierit și cheful unul doi. Unul doi. Parcă ne-am pierit și cheful unul doi. Unul doi. Unul doi. Vom face un război fulger. Se poate suferi și din amor, atunci când e amor adevărat. Eu numai dacă simt un fir de dor, mă doar aici fac criză de ficat. Mă fac o zdreanță, mă topesc ca ceara, mă-ntind peste parchet ca un covor. Și zorii zilei îi confund cu seara și sufăr ca un câine din amor. Ce s-a întâmplat, Vere? De ce ești așa de cătrănit? Ți se pare? Auzi, pe mine nu mă duci. Ea spune, ce-i cu ea? Nu mă vrea. Cum? Până acum nimic? Nimic. Fă-i valiza și expediază-o la taică-su. Niciodată. Te-ai îndrăgostit, prostule. Mă tem că da. Zdreanță! Zdreanță ce ești! Uite în ce hal ai ajuns! Cine ar mai putea spune că ai fost spaima lumii? Cum se pot îndrăgosti unii? Nu înțeleg. Dragostea e un sentiment omenesc, dăunător ca un microb. Unde vrei să ajungi? Vrei să ajungi să faci opere de binefacere? Nu, asta nu. Atunci? Uite, așa se ratează unii. Și bine am dormit. Ce frumos e aici. După ce termin războiul ăsta, vin și eu să stau câteva zile la mare să mă bronzez. Ia vezi, ce stațiune e asta? Haide! Ce v-a speriat? De ce v-a speriat? Ați uitat că avem de purtat un război sfânt? Sfânt sau crunt? Sfânt! Tocmai pentru că va fi crunt! Cu cât e mai barbar un război, cu atât mai sfântă trebuie să pară cauza lui! De ce nu notezi? E contribuția mea la teoria războaielor. Istoria va avea nevoie de ea ca să justifice măcelurile. Haide-mi! Uite, uite, interesant, interesant. Care va să zică zmeul domiciliază la subsol. Îl lichidez eu chiar de-ar locui la mansardă. Cum, ne băgăm în fundul pământului după el? Nu. Cum facem săpături? Nu.
cu ajutorul unor calități care ție îți lipsesc cu desăvârșire, inteligența și cultura. Când e vorba de șmecherii, istoria te învață multe. Mac, mac, mac. Oh, veni, veni, soară! Hm? Uite ce drăcie s-a pripășit pe aici. Ce rață! Din asta mâncăm o lună. De unde atâta varză? Să te mănânc, să te mănânc. Grasa mea, grasa mea, grasa mea. Iese bunitul. Venitoară, o lăsăm aici, ca să nu se simtă prost, are amici de acasă. Ce minune! Pie ispită! Pie ispită! Ce educație! Măria ta, suntem gata! Putem începe bătălia? Să-i dăm drumul. Cu ce începem? Cu arma secretă, evident. De ce se pierde în vreme? Și armata? Pentru ce am adunat atâta oștire? Ca să moare eroic. În spate, Augustate. Evident! Păi tocmai ăsta este secretul! Pentru a deruta inamicul, obuzul ocolește globul și exact când el se așteaptă mai puțin, poc, îl lovește în spate! Dar mai întâi lovește oamenii noștri, Augustate! De ce nu se dau la o parte? Foc! Suntem atacați! Scoală, scoală, tontule, suntem atacați! Ce? Uite, da! Ia sper să rața troiană să-ți fie, că dacă punei mâna pe carte când trebuia... Atacă cu arma secretă! Cum? Noroc că avem și noi această armă infernală! Foc! Teribilă armă! Nici n-am folosit-o încă și am și distrus jumătate din armata dușmană! Cum să-mi desăvârșesc opera? Foc! Foc când îți spun! Foc în auzul! A început să-și facă efectul! Foc! 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 ...2305, 2306, 2307. Merge bine! Ai nebunit? Tu nu vezi că tunul ăsta trage anapoda? Ce spui mie? Împăratul l-a inventat, nu eu! Ne autodistrugem! Așa-i războiul! Foc! Oi război, dar nu în gospodăria mea! Ia treci în casă, treci acasă! Foc! 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 Foc!
Nu înțeleg! Am ochii precis de fiecare dată! În sfârșit, am pierdut o luptă, dar nu un război! Ne întoarcem acasă și o luăm de la capăt! Împăratul și zmeul s-au măcelărit între ei, așa că a sosit clipa să stăpânim lumea. E plăcut aici. Poate și briza, vinul e bun. Oh, n-ostimă sălbăticiune. Avem și femei la chef. Hei, Fătuco, nu vrei să bei cu noi un șpriț? Rău te mi-ai îmbătat, frate Gâdlej, și mari-ți în poftre dacă e un boschet de femeie. Era femeie pe viața mea! Era femeie pe dracu. E femeie. E femeie! Ce? Era femeie! Nu te dracului! Nu vă supărați! De unde am putea culege niște cimbrișori? Veniți cu mine! Da, ce faceți, mătăluță, pe aici, pe la mare? Trăiesc! Da. Dar cum, așa, sub cerul înstelat? Da, firește, când e semin. Da, când plouă. Aveți canadiană nouă? Oh, mă enervez cu poezia ta! Vorbă lungă, sărăcie! Îmi place. Și de vrei să-ți găsești norocul, trebuie să te dai în dragoste cu mine. Hei, la rând! Biletantule! Așa. Pe aici. Aici nu-i pe rând! E pe plăcute! Pentru că vă plac fetele, am să vă fac fete în casă. Cum mi-a fugit menajera? Măcar de-ați ști să îmbrățișați o femeie. Rătăcesc prin codrul fără margini, fără margini ca iubirea mea. Unde ești, frumoasa mea frumoasă? Oriunde fi, te voi afla. Voi umbla noapte și zi, voi înfăptui minunea. Și de-ar fi să merg cât lumea, de la zmeu te voi răpi. Unde ești, frumoasa mea frumoasă? Ce e aici, dragă, motel? Asta a murit, dragă. Și de când umblă morții? Frumoasa! Am văzut cu ochii mei că l-a necat. Frumoasa! Mort, dar tot obraznic. Ia mai moară și tu. Nu trebuie să o găsească pe frumoasa aia nici mort. Voinicul meu, iubitul meu, te-am așteptat. Voinicule! Băiatul ăsta știe să strângă o femeie în brațe. De ce spunea vărul că e mort? Să mergem, să plecăm de aici. Nu, am uitat să mă bat cu zmeul. Mua! Ai tot timpul după. Voinic nu și-a mână niciodată datoria. Ferește-te de zmeu, el are tot soiul de arme, unele secrete, altele brevetate. Și am două arme care pot face minuni. Ce arme? Dragostea, ce mi-ai inspirat-o? Dragul meu, dacă într-adevăr îmi porți unele sentimente, da, trebuie să plecăm de aici într-un loc mai ferm. Hai. Nu! Nu! Vie zmei, para zmei și para trăsnete! Îi voi combate și voi învinge cu fluierașul ăsta. Vai, ce frumos e! Dă-mi-l și mie! Zâna lacului mi-a spus să nu-l dau nimănui. Nici măcar mie. Hai, te rog, pentru un pupic. Hai, te rog.
Te-am dezarmat, te-am dezarmat, te-am adus la micimea ta omenească. M-ai refuzat, nici nu știi cât ai pierdut. Te osândesc să intre viu în pământ. Păcat. Băiatul ăsta ar fi putut să-mi placă. E pentru prima oară când îmi place și mie cineva. Of, 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 ce contratimp tragic. Pi, 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 pi. Uite-n ce hal am ajuns, frate gândleș. E un domn atât de mare, până la urmă am dat chis. Ură scurtea bat covoare și spăl vasele cu tis. E un risc, e un risc, știe oricare, să alergi, să alergi după surătoare. Ai visat în avutire, ți-ai lăsat și tron și rost. Ești neconsolat ca mire și retrogradat ca prost. E un risc, e un risc, știi oricare, să alergi, să alergi după surătoare. E un risc, e un risc, știi oricare, să alergi, să alergi după surătoare. E un risc, e un risc, știi oricare, să alergi, să alergi după surătoare. Mai mult! Nu e bine. Mai măturați-o, tată. Voinicule! Apare, voinicule! Zână binefăcătoare, iartă-mă, am fost atât de ușuratec, încât o femeie m-a înșelat și mi-a luat fluierul. Spaima codrilor. Ea trebuie să fie. Ce tipă? Ai grijă să nu-l pierzi pe ăsta, că nu posedă o cantitate nelimitată. Și cum să-ți răsplătesc binele pe care mi l-ai făcut? Ascultând trista mea poveste, ce ți-o mai cânt odată. În sfârșit a venit și clipa, acum să-ți mulțumesc. Aoleu, voinicul meu, de ce te-am omorât eu pe tine? Cum pot să-l regret? N-am eu inimă de piatră? Dragostea mea e slăbiciune omenească. Ca un războinic obosit, parcă s-a lăsat la patră. Au inima mea de piatră, cred că s-a îndrăgostit. Ce blestem, ce spaime trag mereu. Tocmai voinicul e iubitul meu. Au, 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 au. Unde ești tu? Aici! Cine mă strigă? Am înviat! Am înviat! Soarta mi-a ascultat ruga și a hotărât să fie al meu. Chiar de-ar fi să lupt împotriva intereselor vărului meu. Mereu aud glasul iubitei mele. Pe semne că mă cheamă și în gând. Frumoaso! Frumoaso! Cine mă strigă?
Eu, voinicu! Ce fericită sunt! Salvează-mă, voinicule! Dar tu ai murit înecat. Cum ai ajuns aici? M-am descurcat eu. Cântă-mi! Dacă-ți recunosc vocea, îți deschid. Da. Rătăcesc prin codrul fără margini, fără margini ca iubirea mea. Unde ești, frumoasa mea frumoasă? N-ai biverisoara mea asta cu mazute, la nebun. Ajunge, dragul meu, nu mai ai nevoie să cânti. Păi n-a cântat. Parcă vise. Parcă plutezi. Dragul meu, ce dor mi-a fost de tine. Am crezut că ai murit. Frumoasă. Dar tu ești viu. Frumoasă, am sosit. Plutezi. Vai, de ce? Am fost înșelată. Dumneata, cine ești și ce cauți aici? Bun, cine sunt? Sunt voinicul, frumoasă. Dacă nu pleci, îți dau frânci. Sunt eu, voinicul. Ce voinic? Niciun voinic. Sunt eu, voinic. Adică eu ce-am ajuns, ce sunt eu, zbeu sau crânic de rufe în casa asta? Pământenii la mine în casă umblă pecetele apatențale la mine. Tu pe cine cauți? Hai! Ia-ți! Pe tine te cauți, zmeule. Pe tine. Pe mine. Vai, te încurcătură. Perișor are să mi-l omoare. Îmi pare foarte bine de cunoștință. Ce ai pățit? Ai pățit ceva? Ha? Ce? Am crezut că ți-am rupt mâna. Aolea. Bravo! Aolea, mi-a rupt-o? Bravo! Ha! Am glumitele! Stai! De ce? Unde ești? Măi, pământeanule? Aoleo, m-am prins să te zvai mult! Hai, e singur! Hai, acu' te iert. Te iert. Ce-a murit eu? Parcea m-a făcut. E foarte puternic și are pieptul ăla mare așa pentru un pământean negru. El e... mi-e simpatic. Hai că te iert și te invit la masă. Ia turnați că-i cheful întoi, viața-i dulce zău. Da, mai dulce-i la război, că te-nbezi de rău. Și bei o sorbitură și ador dintr-o giulă. Și caz moarte pe tine, dar e chef să-i bea. Prietene, îți dai seama, eu pot să distrug tot pământul, dacă vreau. Tot! La păstar, știi? Malager, com malager. Toarnă vin de soi. Jeful nicăieri, cum e la război. Încuvântul să fie bea sticlă. Crit, turta. Încearcă să furi niște hainele lor. Nu, 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 nu.
noaptea asta încercăm să-i mai dăm. O luăm și pe frumoasa cu noi. Eu încerc să le fur cheile. Hai, du-te! Mi-ești drag. Mi-ești drag și ție pot să-ți spun. Mai întâi am să distrug toate muzeele și toate bibliotecile. Știi ce înseamnă să fii cel mai puternic din lume? Știi ce înseamnă să iubești? De ce mă întrebi? Când iubești, ai vrea să fie pace în fiecare faptă și în cuvânt. Războiul ofilește și desface iubirile țesute pe pământ. Poate că nici războaie n-ar fi dacă cei ce trăiesc ar iubi. N-am crezut niciodată în cântece, dar zău că ăsta e tare adevărat. Bravo! Îmi ești simpatic. Am prins drag de tine și vreau să ne rudim. Ți-o dau de nevastă pe verișoară mea. E o femeie păcinste. Ia, arată-te. Arată-te, drag. Arată-te. Un pic. Nici să compare cu mâna aia de frumoasă. O să facem niște petreceri. Pirueta. Vezi, o vrei? Ți-o dau. Ți-o dau. Ce, n-o vrei? Poate că prietenul nostru este puțin obosit. Continuați mâine, nu? Să-l omor sau să beau cu el? Pentru că mi-e drag. Ca-s prieteni, n-o. Nimeni nu mă iubeste. Caragioasă-i viața asta. Din cauza femeilor ajungi să-ți omori prietenii și din cauza prietenilor ajungi să-ți omori femeile. Îl omor. Iartă-mă, prieten drag. O fac nu din răutate, din necesitate. Ce să fac? Trebuie. Iartă-mă. A? Aoleu, îl face tăieței pe prieten drag. Eu zic să ne lăsăm pe gubaș. Stai. Detest tăieței, dar iubesc libertatea. Să mergem. Hai. Iartă-mă, prieten drag. Acum am să iau fătișarea ta pentru că tu nu mai existi. Ca să-mi strigi ploile. Frumoaso! Frumoaso! Cine e? Eu, voinicul. Nu mai ține figura asta. Cine e? Alter ego-ul tău. Cine? Să zicem așa un fel de copie, de duplicat. În orice caz, eu sunt o femeie care îți vrea binele. Chiar că semănă. Am venit să-ți dau o veste foarte bună. Voinicul o să vină să te salveze. A și venit. Iar proasta de mine nici nu am crezut. Foarte bine ai făcut. Dacă era smeul... Tu vei și văd eu. Trebuie să plecăm de aici. Unde? Lăsa că-ți spun eu. Ce? Văd două frumoase. Una pentru mine și alta pentru tine. Eu nu văd nimic. Oh, iar te-ai bătat. Intră aici și așteaptă optimistă, da? Ha 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 ha
Fii atent. Mergi încet. Așa. Hei! Voinicu! Zbeu și verișoară, da... Cum o să fie pericol? Nu știi că l-a omorât zmeul? Așa, așa, așa. Ce? Fantoma. Vino-mă! Închide ușa! Că să vezi ce zmeu tâmpit m-a luat drept fantomă. Cine e? Eu, voinicu. Oh, voinicu, voinicu, naștere-i la polul nord. Da, nici la polul sud. De ce ai aruncat cheia? Dimineața când zmeul are să vadă că am dormit împreună, trebuie să ne căsătorească. Bună idee! Să stăm cu minți. Da. L-am păcălit. Am păcălit-o? Se întâmplă ceva, dar să vedem ce. Dacă spun că nu e nimeni, am văzut-o eu. Cine e? Oameni buni! Intră! Bene, dă-ne binecuvântarea. Nu le da. Ne-ai prins? Asta e. Băi, mă, tu! Mere, tu! Dau la cine? Pe mine mă întrebi! Verișoară, ce-a fost asta? Lasă că-ți explic-o mai târziu! Trebuie să ieșim de aici! Da-mi explici, da? Da, da, da! Cum să ieșim, dragă, dacă e cu ea? Ce prostie cu ea, cum să ieșim? Am o idee! Voinicule! Voinicule! Cum să vină? Salvează-mă! Cum să vină dacă e mort? Salvează-mă! Eu l-am omorât! Eu, uite așa, îmi strupi creierii pe pernă. Dom, l-am făcut. Bună seara. Bună seara. L-am... Fantoma! Nu e fantoma! Nu e fantoma. E chiar el. Voinicul. Domnule, cum? Cum am virat ăsta, domnule? Ce ușă nenorocită! Uite, te rog foarte mult! Eu când construiesc ceva, nu mă joc! Vezi? Aici, aici, aici... Frumoasă! Cine mă strigă? E surpriză! Deschide! Fi voinicul, a venit să mă salveze! Am fost iarăși înșelată! Ajutor! Mâinile sus, meule! Da! Fantoma! Fantoma! Frumoasă, sunt eu, voinicul, chiar eu! Nu mai cred nici în mama! E mai rău ca la un bal mascat! Rău faci că nu crezi într-un voinic. Voinicule, acum te-am recunoscut. Numai tu puteai să spui asemenea vorbe cinstite. Voinicul meu, iubitul meu, te-am așteptat și ai venit. Mereu te voi iubi. Lasă asta, nu e momentul. O să tot cântăm până la bătrânețe. Hai, hai, hai. Treaba ta, o să evadeze. Asta mai vedem noi. Stimate fantomă, dacă vrei să ne omori, fă-o cu delicatețe. A, nu? Un voinic? Nu, un voinic? Nu, nu! Nu ucide niciodată, Mișelește, la luptă dreaptă să ne prindem. Hai! Ce să ne mai luptăm? Pierdem vremea. Omoară-ne și gata. Da. Borta și gâtleaș. Da, noi, da. Sper că dumneata ești un cavaler, nu? Nu o să dai într-o femeie. Hai, deschide ușa, vă iau cu mine. Hai. Nu, nu! Eu nu merg cu fantome! De ce?
din principiu. Dacă ne salvează, ce-ți pasă ție cu cine mergi? Merg! Merg! Fiți calm, fără panică! Repet apelul! Fiți calm! Pregătiți-vă de luptă! Suntem salvați! Au venit ai noștri! Ropa, ce vă încheziți așa puțină ordine? Întâi femeile și copiii! Sus! Și noi ce suntem? Sus! Au, auleu! Extraordinare! Eu am făcut-o, vezi de aia, atâta! E fenomenal! Auzi? E un fenomen, ușa asta! Lasă-mă să dorm! Hei, tata! Am venit! Hei, tata! Împăratul! Tatăl tău! Ce? Nu pot. Ce? Spune! A pierit. Vai. A pierit cu toții în lupta contra zmeului. Ești orfană, iubita mea. Orfană? Nu. Nu sunt orfană, dragul meu. Orfan. Ba, nu sunt orfană. Ești orfană. Nu sunt orfană. Ba, da. Ba, nu sunt orfană. Ba, da. Nu, împăratul nu era tatăl meu. Ba, era? Ba, nu era tatăl meu. Nu știu, sunt un copil găsit. Ascultă-mă. Și împăratul care își dorea foarte mult să aibă copii și cum nimeni nu vrea să-l ia de bărbat de rău ce era, m-a găsit pe mine și m-a crescut el. Câtă suferință! Voinicule! Voinicule, nu vreau să mai stau în castelul ăsta! Nu! Ia-mă cu tine în codrul tău! Vrei? Da! Hai! Da! Hai să-mi iau rufărie curată! Hai! Hai! Câtă suferință, frate drag! Așa e! Nu tu împărăție, nu tu războaie, ce mai? Suntem șomeri, frate Gâdleș. Auzi, frate Burtă, ce-ar fi să deschidem noi o cărciumă aici? Că bine zici, tot ne-am obișnuit noi cu jmotru. Păi, e liniște, e pozitiv, nu tu concurență? Nu tu clienți. Trage niște chefuri. Vezi care și pacea, farmecul ei, hă? Așa e. Da, aici punem garderoba. Da. Și aici punem... Fantoma! Cu cine am onoarea? Marele sfetnic? Chiar el și iarăși mare. Te cunosc de undeva. Am fost grădinarul Măriei sale. Când începi să bănuiești... Ajungi să înnebunești. Simpatic băiat. Și fetele? Dolofanele? Parcă ați pierit cu toții. Păi am pierit eroi pe câmpul de luptă. Cum ai pierit dacă ești fiu? Cine a zis că sunt fiu dacă am pierit? Lasă bancurile astea că n-ai niciun haz. Nu mai fă pe mortul! Cine a spus că sunt mort, stimată doamnă? Viu nu ești? Mor nu ești? Atunci ești! Fantomă! Speriați-vă, ce faceți? Chestia asta cu fantome nu mai ține. Avem și noi experiență în materie. Ce tot discut eu cu niște pământeni neinițiați în tainele de dincolo? Îi tot spun împăratului să închiriem castelul la niște turiști bogați. Ne umplem de bani, îi speriem în fiecare seară, facem ca toți dracii, ne distrăm, dar nu vrea. Nu vrea. Dragele mele fantome, vă anunț pe această cale că oastea noastră a fost refăcută. A sosit vremea revanșei! Arma noastră secretă a fost perfecționată. I s-a adus o îmbunătățire esențială! Va trage în față! Război! Suntem fantomele trecutului, vom fi fantomele viitorului!
Ce cauți aici? A venit! A scăpat din chiarele meu! Du-te înapoi! Dacă tu ești aici, ce motiv de război mai am eu? Lasă-l și duce-ți-o zmeului! Înapoi, fantome revanșarde! Înapoi! Cine-i tânărul? Hai! Să nu îndrăznești... Nu! Pune-ne zbâna! Prindeți-l! Și faceți-l tocană! Adică nu, salată! Fantomele sunt vegetariene! Desigur! Scaramelc! Scaramelc! Nu, pe acolo, timpelule! Pe aici, pe aici! Pătrunzătoare, ești mai frumoasă ca un soare. Frumusețea ta, pe lume admirată, nu va apune din ochii mei niciodată. Frumoasă! Loge E1, Loge E1. Ajutor! Și acum între noi doi. Nu, între noi patru. După ei! Semeu, Ișita, Zână în incintă. În sfârșit a venit și clipa, acum să-ți mulțumesc. Tu cine e dânsa? O zână binefăcătoare. Tocmai asta e, să nu fie prea binefăcătoare. N-am putut să o convingem să cânte mai puțin și să fugim mai mult? Nu mai pot. Verișoară, hai repede că-i târziu. Hai. Puțin respect. Aici un suflet își cântă drama obraznicilor. Dor și cu povești, luna doar mângâia crengile. Dar ea de ce să cânte? Pentru că voia nu urmărește nimeni. Apropo, ăștia de ce aleargă după noi? Nu după noi aleargă, după voinic? După voinic? Pe el îl vor. Aha. Da? Și eu după el îl vreau. Hai, câte doi, hai mai repede. Și ele. Fantomele, am uitat de astea. Altele.
mea faci numai spor. Eu tot nu înțeleg ce-au fantomele astea cu tine. Nu înțeleg. Cu tine au, nu cu mine. Mine? Mă invidiază? Te minimalizează. Vor război, sunt fantome revanșarde. Auzi, Fenișoara? Ăștia nu s-au săturat, mai vor o chermeză. Ascultă-mă, lăiață, dacă îți bag eu mâinile în păr... Ce tipă... Stați, fete, rog, cu minte. Dar dacă nu pe tine te urmăreau, de ce fugeai? Ca să te salvez. E drept, ai fost domn, m-ai salvat. Sigur. Dar de ce m-ai salvat? Să te omor. Vreau exclusivitate. Să mă omori? Mhm. Pe mine? De ce să mă omori? N-am fost noi prieteni. Piu, piu. Ești un pericol pentru societate, un personaj negativ, asta nu? Ești negativule. Nu e adevărat. Și în plus avem o socoteală neîncheiată. Asta cu rezolvăm noi. Acum, aici, pe loc, fără îndurare. Conflictul nostru nu suferă amânare. Spune, cum vrei să ne luptăm? La trântă să ne luăm? În săbii să ne tăiem? În ace să ne înțepăm? În buzdugane să ne zdrobim? Sau în ochi să ne privim? În ochi să ne privim? Un moment să mă consult. Ce zici? Nu, în niciun caz. Și pe mine m-a privit. Și acum sunt moartă după el. Moartă? Verișoara are dreptate. Acum nu sunt disponibil. Am un război de făcut. Aici nu e joacă. Așa e corect. M-am luat cu amorul și mi-am uitat menirea. În sfârșit a venit și clipa. Acum să-ți mulțumesc. Tu cândva neînfricat m-ai salvat, azi te răsplătesc. Fuck! 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 Ăștia ai cui or fi? Ai noștri. Așa mulți? Pământul e mare. O gâză eram și-am văzut un bondar grotesc neînduplecat. Semăna cu un zmeu și m-ar fi ucis, dar viața tu mi-ai salvat. Tu umblai și citeai pădurea cu flori și cu povești. Luna doar mângâia crescut la izvor de dor, într-o pală.